Cu pază și în condiții speciale de transport, primele doze de vaccin împotriva COVID au ajuns de la centrul de vaccinare de la Spitalul Județean la Spitalul din Mioveni. Deja primele cadre medicale de la Spitalul Orășenesc așteptau să fie vaccinate. Aproape 100 de persoane, inclusiv personal de la Spitalul Penitenciar Mioveni, au fost vaccinate în prima zi. Prima persoană vaccinată la Mioveni a fost o asistentă de la urgență, Nadia Pătru, care a transmis că și-a încurajat inclusiv familia să se vaccineze. Într-adevăr, sunt prima persoană care m-am vaccinat astăzi la Mioveni. Ne bucurăm din suflet că am avut acest prilej. Mulțumim din suflet conducerii spitalului că avem și noi posibilitatea să ne vaccinăm. Ținând cont de faptul că am trecut atâtea luni de zile prin multe problemuțe, am văzut fel și fel de oameni suferind, am hotărât și am ținut neapărat să ne vaccinăm. Cu ocazia asta, țin neapărat să spun oamenilor, locuitorilor, să se vaccineze. Este un lucru extraordinar. Poate ne ajută pe viitor să fim mai sănătoși. Un om sănătos este un om mai fericit. Aproximativ 60% din personalul medical de la Spitalul Mioveni este dispus să se vaccineze împotriva COVID încă de la început. La fel ca și în alte spitale din județ, sunt însă și cadre medicale care nu se pot vaccina, pentru că fie au fost contacți cu persoane infectate, fie sunt în carantină. Printre cei care nu se pot vaccina încă de la început se află și managerul Horia Trăilă. Important este că există acest vaccin, eu cred în vaccinare, eu nu mă voi vaccina la acest moment dacă apare această întrebare, pentru că eu am avut două șocuri anafilactice, am ajuns în ATI de fiecare dată, deci eu am o grijă mai mare din acest punct de vedere, dar vaccinarea este voluntară și este foarte bine că acest vaccin a ajuns și la noi și probabil că este elementul decisiv pentru a reduce efectele pandemiei. Directorul medical al Spitalului Județean Argeș, Gabriel Copceag, coordonator al campaniei de vaccinare, a transmis că își dorește o creștere a ritmului de vaccinare a personalului medical, mai ales în contextul în care se apropie debutul celei de-a doua etape, care vizează și populația cu risc. În prezent s-a ajuns la o medie de 300 de cadre medicale vaccinate zilnic. A apărut și primul caz de reacție adversă după vaccinare, chiar în rândul unui cadru medical de la Spitalul Mioveni. Acesta era polialergic, dar a cerut să fie vaccinat. El a primit tratamentul necesar. Culmea, aici avem o primă reacție la un coleg de-al nostru care se știa polialergic și văd că a făcut o ușoară reacție, a fost nevoie de administrarea unui tratament și este în continuare sub tratament. O să raportăm la noi prima reacție la vaccin. Pacientul se știa polialergic, dar și-a dat acest consimțământ pentru vaccin. Aproape 35.000 de teste au fost realizate în laboratorul PCR de la Spitalul Mioveni de la punerea sa în funcțiune. În laborator lucrează 11 specialiști, iar prelevarea și analiza testelor au fost realizate aproape 24 de ore zilnic. La Mioveni au fost realizate în medie 450 de teste zilnic. A început campania de vaccinare la nivelul Spitalului Orășenesc Mioveni pentru personalul medical și auxiliar. Sunt programați astăzi 96 de persoane. Am primit 17 doze de vaccin. Autoritățile locale de la Mioveni au început pregătirile centrului de vaccinare pentru populație. În jurul datei de 20 ianuarie ar urma ca acest centru să devină funcțional ceva mai devreme decât calendarul stabilit inițial pentru luna februarie. Astăzi a fost prima zi de vaccinare la Spitalul Orășenesc Mioveni. Știu că peste 60% din cadrele medicale doresc vaccinarea. Cred că este un lucru bun. Cred că trebuia mai de mult și în paralel pregătim și centru de vaccinare pentru populație care, din discuția de aseară cu prefectul de Argeș, cred că va începe undeva pe 15-20 ianuarie, se decalează față de
luna februarie, unde avem peste 2600 de persoane în prima tranșă, persoane sărite de 60 de ani, și mai avem încă 10 localități arondate la centrul de vaccinare din Mioveni.